torna, torna, fratre. Trei cuvinte simple, dar de o importanță crucială. Expresia a fost rostită în urmă cu 1400 de ani, în timpul unei campanii militare bizantine. Desfășurată la sud de Dunăre, undeva între linia fluviului și nordul munților Balcani. Consemnată în izvoarele vremii, ea a născut și naște încă aprici dezbateri între specialiști, fie aceștia istorici sau filozofi. Sunt aceste cuvinte primele consemnate în limba română, sau mai degrabă este vorba despre o greșeală de scriere aparținând vechilor istorici? Haideți să aflăm! Se spune că torna, torna, fratre, reprezintă cea mai veche dovadă a unei expresii din proto-română, dezvoltată din latina vulgară și din limba vechilor tracogeți. S-a afirmat chiar că aceste cuvinte sunt ale valahilor romanizați, a tracogeților sud-dunăreni și că reprezintă dovada vie a formării limbii române, undeva la sfârșitul veacului al VI-lea după Hristos. Primul izvor istoric ce prezintă expresia și evenimentul este o cronică bizantină ce îi aparține lui Teofilact. Acesta povestește cu lux de amănunte atât campania militară a lui Comentiolus, cât și incidentul care a dat naștere expresiei pe care o analizăm. După ce soarele și-a arătat spatele sumbrei nopți, unul dintre animalele de povară și-a scuturat sarcina de pe el. Se întâmplase însă ca stăpânul lui să meargă înainte, dar cei care mergeau în urmă și vedeau animalul de povară târând în dezordine sarcina de pe el, strigară la stăpân să se întoarcă și să îndrepte povara de pe animal. Ei bine, acest lucru a fost pricina tulburării ordinii noștire și s-a făcut să înceapă fuga înapoi, căci mulțimea auzea glasul și cele spuse erau luate greșit, drept un semnal care se părea că este pentru fugă, ca și cum dușmanii s-ar ivi în apropiere de ei. Fiecare se îndemna unul pe altul, pe limba băștinașă, să se întoarcă înapoi, grăind cu foarte mare tulburare, torna, torna, întoarce-te, întoarce-te. După cum se vede, la Teofilact nu apare încă termenul fratre. Detaliile oferite de cronicar ne prezintă întreg tabloul eșecului militar. Din cauza unei neînțelegeri, sau mai bine zis, a unei înțelegeri greșite, campania bizantină se transformă într-un eșec total. Armata lui Comentiolus fuge crezând că este atacată, iar planul generalului, de a-i prinde pe avari într-o ambuscadă, se duce de râpă. Cronicarul, spunând că soldații au fost cuprinși de frică falsă și primejdie neadevărată. Istoricul Gheorghe Brătianu afirmă că torna, torna, fratre, este o expresie din limbajul român, așa cum se dezvoltase el în acea epocă, în regiunile balcanice. Cuvintele aparținând probabil unuia și celui mai însemnat dintre substraturile pe care limba română s-a clădit. Trebuie menționat clar că soldatul sau soldații care au rostit cuvintele au vorbit în limba pământului și în limba maternă. Dacii foloseau alfabetul grec sau latin. Pe niște blocuri de piatră de la Samizegetusa s-au descoperit rudimente de scriere cu litere grecești. La curtea lui Decebal se folosea ca limbă diplomatică limba latină. Singurul text presupus dacic a fost descoperit la Samizegetusa. Vasul care poartă această inscripție este cu totul ieșit din comun. Avea forma unei pâlni și a fost lucrat la roată, din lut roșiatic. La ce putea servi un asemenea vas? S-a afirmat că este vorba despre un vas de cult, unic în lumea dacică. Nimic similar nu mai putem fi descoperit nicăieri, nici măcar în afara granițelor, la greci, romani sau celți. Cercetătorii susțin că vasul fie servea la un ritual în cultul morții sau un capac de urnă funerară, presupunând că Decebal s-a îngrijit de mormântul unei rude apropiate, tată, fiu, frate, încercând să eternizeze memoria. În perioada marilor migrații, cultura scrisă scade în intensitate, dar s-au păstrat câteva inscripții în greacă și latină. Se pare că invazia monologă care a avut loc a distrus dovezile scrise. Cel mai important document rămâne răspunsul în limba latină trimis regelui ungur Arpad de către Menumorut, duce al Bihariei.
Un important punct de reper în istoria limbii române este un document din anul 1521. Scrisoarea lui Neacșu Câmpu Lung în litere chirilice către primarul Sas din Brașov despre un atac iminent al turcilor. Acesta fiind primul document scris în românește. Prima carte tipărită este o carte de rugăciuni în limba slavonă. A apărut în Muntenia în anul 1508, iar prima carte în limba română, un catehism, a fost tipărit în anul 1544, la Sibiu. În concluzie, nașterea limbii române a fost un proces îndelungat și complex, care s-a derulat simultan cu formarea poporului român. Colonizarea Daciei de către romani s-a caracterizat printr-o influență reciprocă, din punct de vedere cultural. Cu această informație se încheie scurtul documentar de azi. Noi ne vom revedea data viitoare, dar până atunci nu uita să te abonezi!